Dimineața din nou și despre lucruri interesante, pentru că în e viitor... E un lucru eco neinteresant? Nu, ai dreptate. Nu există. Dar vreau să spun că în viitor apa mării ar putea să fie transformată în carburant. Vă vine să credeți? Mie nu mi-a venit să cred, avem până nu am citit. Eu zic să... Lămurește-ne. Așadar, sunt șanse mari să spunem în scurt timp adio benzinei. Zăcămintele de petrol ar putea fi înlocuite de oceanele și mările de pe glob. Cercetătorii au găsit o metodă să extragă dioxidul de carbon și hidrogenul gazos din apa mărilor. Aceste gaze sunt transformate apoi în carburanți lichizi cu ajutorul unor dispozitive speciale. Noi combustibili ar putea ajuta în primul rând forțele armate să-și reducă dependența de produsele petroliere. Există și un preț estimativ. Un galon, adică aproape 4 litri, ar putea costa între 3 și 6 de dolari. Și că tot veni vorba despre apa mării, e bine, am o informație utilă pentru cei care vor să testeze astăzi litoralul apa mării, pentru că acolo, în apă, temperatura maximă va fi de cel mult 19 grade.